În momentul de față a fost semnat un acord între președintele Ianucovici și opoziție. În mod normal, asta ar trebui să aducă pacea în țară și sunt lucruri interesante pe care aș vrea să vi le precizez. Pe de o parte, aflăm că există posibilitatea din ce în ce mai mare ca fostul premier Iulia Timoșenko să fie eliberat. Vom vedea detalii despre asta ceva mai încolo, dar mai sunt și alte chestiuni pe care cred eu că ar trebui să vi le comunic. Vor fi alegeri prezidențiale anticipate, se va forma un guvern de coaliție națională în Ucraina și va fi și o reformă constituțională. Parlamentul se pare că a decis deja să se revină la Constituția din 2004, care nu îi dădea atât de multe drepturi președintelui țării. Asta așa printre altele. Din păcate, vă spuneam că în ciuda faptului că s-a semnat acest acord, nu e chiar liniște, pentru că Mișcarea Radicală Sectorul Dreapta, partea opoziției ucrainene, spune că vrea să continue lupta. De ce? Pentru că nu are încredere în șeful statului, nici măcar acum după ce s-a parafat documentul la care am făcut referire ceva mai devreme. În ceea ce privește revenirea la Constituția din 2004, asta se face în primul rând pentru ca președintele să nu mai aibă atât de multă putere și totodată ușor-ușor să se deschidă calea și pentru a fi eliberată Iulia Timoșenko.